Bună ziua, aveți cuvântul, domnul senator. Mulțumesc, domnule președinte. M-a auzit? Da, vă aud perfect. Voi începe prin a spune că senatorii Partidului Național Liberal vor vota în mod evident pentru încuvințarea decretului președintelui pentru instaurarea stării de urgență. Este un moment foarte greu în care doar buna guvernare, responsabilitatea, solidaritatea și omenia pot concura conjugat la depășirea acestei situații. De buna guvernare se ocupă guvernul și în opinia noastră o face bine. Chiar aseară au fost luate de guvern primele măsuri, iar ministrul a precizat cât se poate de clar că vor urma gradual măsuri în funcție de evoluția situației, care vor fi prezentate opiniei publice imediat ce merge să fie luate. Temenii noștri dau dovadă, după cum vedeți, de responsabilitate, solidaritate și omenie, iar medicii fac o treabă excepțională pentru care eu cred că toată clasa politică și toți românii trebuie să le mulțumim. Aș vrea să le spun antevorbitorilor mei care se întrec în declarații politice că atât cele semnalate de ei, și aici mă refer la problema ratelor, la problema impozitelor, la problema contribuțiilor sau utilităților, și aș putea continua, toate astea se află în atenția guvernului și nu doar în atenția guvernului, ci sunt pe agenda de lucru. Unele au fost rezolvate în ședința de ieri, altele vor fi rezolvate în curând. Noi credem că dacă Parlamentul va susține în mod onest în aceste momente grele activitatea guvernului și vom lăsa la o parte jocurile politicianiste, vom fi în situația instituțională de depășire în bune condiții a crizei generate de virusul SARS-CoV-2, sens în care apelăm la toți reprezentanții clasei politice să lase la o parte jocurile politicianiste, pentru că astăzi sănătatea și viața sunt principalele priorități ale tuturor și românii vor de la noi măsuri. Cei care au idei bune, este foarte bine, nimeni n-a spus că ideile sunt toate în grădina Partidului Național Liberal. Sunt convins că avem colegi din toate formațiunile politice care au idei și așa cum a spus și Florin Roman, le privim cu toată seriozitatea și vom aplica toate măsurile care sunt bune. Îi asigurăm pe români și vă asigurăm și pe dumneavoastră că guvernul va face tot ceea ce depinde de el ca România să traverseze în bune condiții și cu pierderi cât mai mici această situație. De altfel, încă din perioada în care era guvern demisionar, guvernul a luat măsurile care puteau fi luate și cred că discutăm de o continuitate, fără însă să avem pretenția că am făcut tot, pentru că tot să nu se poate, e și motivul pentru care suntem deschiși și primim toate sugestiile, cred că e un moment greu și cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Închei spunând că Partidul Național Liberal, evident, va vota pentru decretul președintelui și așa cum a spus colegul meu, toate propunerile care au fost făcute de alți parlamentari trebuie trimise la președinte, având convingerea că președintele le va avea în vedere. Vă mulțumesc tuturor! Și noi vă mulțumim!